aproape o minune. În mine începe o harpă să lămușească, chiar de-a curile dor să recunoască o inimă ce n-a putut răpune. Străveche totuși nouă, adună lumi bogate la oaltă și le topește-n patii amândouă și te-am ținut cu energie odată și te-am sculptat în bronzuri cu tărie. Eu visez seara, v-am salutat cu un cântec. Bun găsit! Noi salutăm cu un cântec. Această piesă, cu patru măsuri de la un cântec Shalom Alehem, tradițional evreiesc, dar versurile aparțin lui Samson Sharaga Lazar. Am ales mai mulți poeți, muzica întregime este scrisă de tatăl meu, Florian Chelu Madeva, în afară de unul singur pe care o să-l menționăm atunci. Vom continua cu Nina Casian, sonet inventat în limba spargă, inclusiv Ion Barba a fost intrigat de lucrul ăsta. Nina Casian. Un sonet din Dimitrie Bălan, poet orădean, pe muzica actorului și regizorului Emil Sauciuc, Căprioara. Acest cântec se află și pe sonet vihorean, pe CD-ul nostru. Da 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 da
Mihai Eminescu. Un sonet satiric. Pișcată-ți este mâna ta de streche, de miște în veci condeiul pe hârtie. Durează un șir sau fabrică o mie, cuvinte nou ar fi, dar blaga veche. Da-ra-ra-ta, 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 da-ra-ra-ta. Ce are în gând un om? Trebuia să o cânti tu, că e rock. Duce spre rock, dar mă exploatează fiind fiica lui. Nu mai vrea el să cânte, dă pe mine. Ana Blandiana. Sonetul Cum aș putea, sonet pe care i l-a oferit în 2002 tatălui meu ca să poată scrie muzica pentru albumul Sonet Bihorean. Ana Blandiana. Menționez că toate sonetele auzite sunt compuse pe doar două măsuri din Johann Sebastian, de aici ideea de sonet muzical care aparține tot tatălui meu. S-au scris peste 2000 de sonete. Acum vom continua cu Carmen Silva, regina Elisabeta a României. Traducere George Coșbuc. Soția lui Carol. 1. Pe care-i lumii mulți neroți ți-o dară. Tu nu mai poți
Singurul sonet pe care l-am găsit la Grigore Vieru. Sonetul Harpa. Ne grăbim că știm că avem un timp limitat. Hai că mai avem trei, scurte. Poeții din Lucian Blaga. Young
Blaga. Meritul în general al folclorului românesc este că a cântat din poezia clasică românească. Acum, după 90, marii compozitori au hotărât că ei știu să scrie versuri mai bine. Eminescu nu trebuie să-i plătești drepturi de autor. Noi acum corectăm cartea cu primii sonetiști ai lumii, Școala Siciliană. Ne-am gândit să vă cântăm în premieră mondială un Iacopo Valentini, al celui care se spune că ar fi inventat, se pare că ar fi inventat sonetul, acum 800 de ani. Iacopo Valentini. Încheiem cu ultimul sonet din Shakespeare, sonetul 25, care este chiar prima lucrare în marginea sonetului muzical în 2009. Cele 154 de sonete așezate pe muzică, tot de... Shakespeare s-a născut în Anglia, sonetul muzical la Bihor. Și este singura integrală făcută vreodată. Dar englezii încă n-au auzit. Charles vine pe aici să cumpere terenul și să dea din guriță, dar nu m-a sunat. Dar îi doresc să trăiască cât mai mult și să mă sune. Shakespeare, hai, cântă și alții. Sonetul? 25. Number 25. Da.
After a thousand victories once spoiled, it's from the book of honor raised wide, and all the rest forgot for which he toiled. Then happy I that love and then be loved, where I may not remove nor be removed. Da 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 da. Florian Chelu Madeva și Alexandrina Chelu, tată și fică, soră zice.